Cel puțin 15 copii și-au pierdut viața în coliziunea dintre un autobuz școlar și un camion în statul indian Uttar Pradesh Nord, a anunțat poliția locală. Accidentul rutier a avut loc în districtul Etah în cursul dimineții, când autobuzul transporta copiii la școală. Există temeri că peste 15 elevi au murit, a declarat șeful poliției, precizând că operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare. Alți 35 de elevi au fost răniți în accident. Camionul circula cu viteză mare în momentul coliziunii cu autobuzul școlar. Elevii aveau vârste cuprinse între 7 și 10 ani. Autoritățile au ordonat deschiderea unei anchete în legătură cu tragicul eveniment.